Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Triumful incompetenței, ziceam zilele trecute, vorbind despre noul ministru al digitalizării, domnul Florin Roman, care făcea teoria șchioapă că e mai bine ca în funcție de decizie în statul român să fie numiți nu pricepuți, ci incompetenți. Pentru că aceștia, dacă nu știu cu ce să mănâncă domeniul, nici nu știu cum să fure. Și dacă ați crezut cumva că domnul Roman e așa vreun caz izolat, nu trăiți în România sau nu înțelegeți țara. Nu e caz izolat, asta e regula. E modul de operare al vechilor partide politice care se ocupă de țara asta de 30 de ani încoace. Iată, domnul Ciolacu, șef la PSD, a expus ieri foarte pe scurt, în doar câteva cuvinte, întreaga filozofie și enormitate și rușinea guvernării în interesul partidului, nu al cetățenilor. E ca în feudalism în mintea acestor domni de la partide care pun mâna pe guvernare. Noi, cetățenii, trăim pacii ca să-i servim pe ei, politicienii. Ăsta e rostul nostru. Deci a ieșit scandal după ce PSD a anunțat că partidul îl va trimite pe fratele baronului local Paul Stănescu în bordul ANR, adică agenția de stat care verifică, monitorizează și reglementează prețul la energie în România. Și poate că sigur n-ar fi fost atâta nervozitate dacă mai nou prețul energiei a devenit motiv de maximă îngrijorare pentru imensa majoritate a românilor, care au descoperit cu oroare că facturile lor de curent și gaze s-au dublat, cel puțin de la o lună la alta. Și în acest context ar fi cumva de așteptat ca în structurile care se ocupă de energie să ajungă oameni care chiar se pricep, nu diletanți, nu sinecuriști. Doar că exact asta propune PSD, un frate de baron local, care n-are nicio legătură cu domeniul. Alexandru Stănescu îl cheamă pe dânsul, a fost parlamentar și a făcut sau face afaceri în agricultură, nu mai e parlamentar acum că nu s-a mai ales. Și ziariștii l-au încolțit pe Marcel Ciolacu și l-au întrebat, dar de ce îl propuneți pe acest domn care nu știe, nu le are cu energia la ANR? Ascultați răspunsul domnului Ciolacu și analizăm după aceea. Avem dreptul să facem această propunere și aceasta este propunerea noastră. Este un fost parlamentar, mi se pare două mandate, a fost președinte și de comisie. A contat foarte mult că este unul dintre foștii parlamentari care nu au mai avut locuri pe listele de parlamentari. Deci avem dreptul, ați reținut. Dar cum adică totuși avem dreptul? Adică domnul Ciolacu și restul amicilor înțeleg foarte greșit ce drepturi au ei în calitate de reprezentanți ai poporului român în Parlament. Cine le dă totuși dreptul să numească incompetenți în funcții plătite din bani publici? Pentru că dacă tehnic pot face asta, nu înseamnă că au și dreptate să facă așa ceva. Eu nu știu care cetățean din România, în afară de poate rudele acestor profitori politici, ar putea considera că da, parlamentarii au dreptul și chiar trebuie să numească incompetenți în funcții publice. Iar a doua parte a declarației explică perfect care e și justificarea acestei numiri. Nu că domnul Stănescu ar fi cumva potrivit pentru funcția respectivă, că s-ar pricepe, că va lucra acolo în interesul cetățenilor, care îi vor plăti salariul. Nu, domnul Alexandru Stănescu e numit acolo pentru că a rămas fără colegi. Mă înțelegi, monșer, cum devine treaba? Nu s-a mai ales. Nu mai e în Parlament. Cum să rămâne el neconectat la bănuțul public, săracul? Și repet, problema este că aceste numiri se fac pe bani publici. Deci oamenii aceștia trăiesc, consumă și prosperă din banul public. Că dacă ar fi din afacerile lor private, n-au decât să fie cât de incompetenți dorești să se numească unii pe ceilalți șef în consiliile lor de administrație, la SRL-uri sau pe unde mai fi. Nu acolo e problema. Problema este în sistemul public. Și e o circunstanță agravantă pentru modul de operare al acestor uzurpatori ai încrederii publice. Acest domn, Alexandru Stănescu, va merge la ANR pe locul lăsat liber de un alt domn deosebit, Marian Neacșu, care tocmai a fost numit secretar general al guvernului, la propunerea și prin decizia PSD. Domnul Neacșu era vicepreședinte la ANR și PSD l-a făcut șef la secretariatul general al guvernului. Și știți că am vorbit săptămâna trecută, domnul Neacșu are o condamnare penală definitivă pentru conflict de interese. Și a fost scandal, discuții, au fost nemulțumiri. Ei, și ce dacă? Partidul a mers înainte. Feudal. Nu aveți senzația, prieteni, că această guvernare ne-a întors cumva așa cu ani și ani în urmă? Adică, eu credeam că depășisem faza acestor impertinențe de politicieni care nu dau nicio socoteală nimănui. Credeam că încet, încet, începusem și noi să mai evoluăm, să mai ieșim din provincialismul ăsta fanariot,
să ne mai apropiem un pic de un model ceva mai respectuos de guvernare, mai responsabil. Dar uite că nu. N-a fost nevoie decât de câteva săptămâni de putere și vechile metehne își scot din nou la vedere chipurile hâde. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.